ziua și norocul nortacilor. Astăzi o să folosim mai des salutul noroc bun, deoarece am în studio un ortac, un camarad de la sindicatul Muntele. Nu-l mai prezint, deoarece este foarte cunoscut în Valea Jiului. Noroc bun, Tibi! Bună ziua, domnule Adrian Juca, bună ziua dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră și noroc bun, ortacilor! Tibi Cosma, că n-am zis tot numele, tot numele, dar nu cred că se mai, nu mai este prea multă, cum să spun, nu este nevoie de prea multă prezentare. Bun, în primul rând o să discutăm, bineînțeles, prezența domnului Cosma, ce este legat de ce se vrea cu mișcarea sindicală din Valea Jiului sau, mă rog, faza în care ne aflăm și cam ce pași trebuie să urmăm în viitorul apropiat. Dar până una alta, ca să trecem în subiectul pe care îl prezentăm în fiecare zi, consumul și producția de energie, lucruri care ne interesează extraordinar de mult, fără a avea acest consum de energie în România, nu există producție, nu există producție, nu există complexul energetic Hunedoara și nu existând complexul energetic Hunedoara, cu siguranță mișcarea sindicală nu și-ar mai avea rostul. O să încerc să comentez împreună cu domnul Cosma aceste aspecte. O să discutăm așa puțin oficial, nu același mod îl avem de lucru în afara televiziunii, deoarece nu aș vrea să creadă niciunul din colegii mei că între noi, vezi, doamne, este o relație, să spun așa, poate mai specială față de alții și să nu se creadă cineva dezavantajat. Dar, hai să începem. Astăzi, de exemplu, în România se consumă 6200 de megawați și se produc 7071. Nu știu dacă regia poate să ne prezinte acest grafic. Dacă nu, nimic comentariu. Dacă se poate, iar pe cărbune producem 2425 de megawați. Da, nu este un consum prea grozav, să zic, pentru noi. Avem capacitatea de producție a energiei mult mai mare la nivel de țară, am înțeles că în jur de 14.000 de megawați. Da. Acest consum se situează undeva pe la jumătatea capacității noastre de producție, ceea ce nu ne face să fim prea optimiști în perspectivă. Din păcate, de-a lungul timpului s-au închis mulți dintre mari consumatori industriali. Asta este principala cauză pentru care a scăzut drastic consumul de energie electrică, lucru care afectează implicit funcționarea complexului energetic Hunedoara. Acum, legat de acest consum, mă rog, și producție, Hidro, de exemplu, 2700 de megawatt la ora la care vorbim, ca un paradox, a crescut de ceva timp producția asta la Hidro. Eolienele 254 de megawați, hidrocarburile 1064. 2400, scuze, se produc pe cărbune. Pe cărbune, deci da, înseamnă cam 35%. Da, deci dintre producători. Dintre producători. Dintre producători stăm cel mai bine. Da, deci avem, da. Suntem cam de două luni de zile. Suntem, este impropriu zis că e vorba și de complexul energetic Oltenia și de complexul energetic Hunedoara, dar una peste alta este o producție destul de bună, să vedem cum ne poate avantaja pe noi cei din Hunedoara această producție. Bun, hai să vă prezint și prețurile pe ziua de mâine, piața zilei următoare. Prețuri extraordinar de mici, în primele ore ale zilei 90-100 de lei, dar repet și o să o repet de câte ori am ocazia, au fost zile în care am avut 29 de lei megavatul, deci ceva ieșit din comun, dar înspre seară undeva, iată, 265-270 de lei megavatul, 200 de lei, ca să spun așa, peste 200 de lei media. Având în vedere că la complexul energetic Hunedoara producem peste 270 de lei megavatul, cum ți se par prețurile astea? Prețurile în continuare sunt mici, din păcate nu ne avantajează deloc. Prețurile zilei următoare sunt mult sub prețul de cost al megavatului, ceea ce înseamnă că în continuare vindem sub prețul de cost și probabil că se produc pierdere.
cadrul complet și înjetimune doar. Un lucru care nu este prea bun pentru funcționarea acestui complex. Atunci, încă o dată, mă rog, dar din nefericire, în zona Văi-Jului, de câte ori ai ocazia să spui anumite lucruri legate de asta, ești învinuit că faci politică. Dar trebuie să și spunem. Cu atât mai mult se este de actualitate hotărârea de guvern dată pentru care ne asigură anumită cantitate de energie pe care trebuie să o livrăm, ce mai putem încasa de la reglajele de sistem, deci într-un fel sau altul, ca să o și stabilim din start. Complexul energetic Hunedoara, ca să existe pe piață, are nevoie de aceste decizii politice. Da, bineînțeles, această hotărâre de guvern despre care amintează ne ajută foarte mult în funcționare. Avem o cantitate de energie pe care o putem da pe piață și asta e un lucru foarte important. Ca perspectivă, trebuie găsite anumite soluții. Nu zic că s-au luat decizii importante și acest complex energetic ca să funcționeze în continuare, în condiții de eficiență economică, are nevoie de susținere politică. Lucrul acesta este cert. Acum, într-un fel, ca să nu începem misiunea cu o notă așa de pesimist, să fim un pic mai optimiști, putem să spunem că față de acum vreo două luni, trei luni, când nu știam dacă nu cumva vom fi trimiși ca și colegii noștri din Oltenia acasă să stăm în concediu fără plată, pentru că erau socurile foarte mari de cărbune. Acum socul de cărbune la Mintia a scăzut foarte mult. Am înțeles că față de 500.000 de tone, chiar peste 500.000 cât erau prin luna iunie, iulie, acum stocul este undeva la 150.000 de tone. A scăzut mult stocul, s-a consumat din stocul de cărbune, este un lucru bun. În perspectiva apropiată, din acest punct de vedere, nu cred că vor fi probleme pentru a bloca, mă rog, funcționarea exploatărilor miniere din Valea Jiului datorită stocurilor de cărbune. Deci acestea s-au diminuat foarte mult și nu mai există un pericol, să zic, de a ne bloca activitatea din acest punct de vedere. Deci s-au făcut niște pași importanți și avem nevoie în continuare de niște decizii politice importante, mai ales având în vedere că am văzut că și zilele acestea se discută de o strategie energetică pe termen lung. Sperăm ca și energia produsă pe huilă, pe cărbune în general, să aibă un loc important în strategia energetică a țării. Probabil spuneți de hotărârea asta a Guvernului Ponta, ne-a înființat o comisie condusă de Iulia Neancu, așa, și care va analiza cei doi producători de energie pe cărbune și să se va decide, probabil, după cum am înțeles, cel târziu, undeva prin decembrie, ce se va întâmpla cu cărbunele în România. Dar care credeți că ar fi opinia? Mă rog, acum trebuie să și spunem, indiferent ce spune lumea despre cărbune și despre producția de energie pe cărbune, iată că în fiecare an, indiferent de situația atmosferică, îs 2-3 luni, cel puțin din an, în care se produce pe cărbune mai mult decât pe orice altă sursă de energie. Deci cum ar veni, ne zbatem până ultima clipă. Este adevărat. Oricum, din punct de vedere strategic, este clar că producția asta de energie electrică pe cărbune trebuie menținută. Este un lucru important și eu sunt sigur că va face parte din strategia energetică viitoare a Guvernului Ponta. De, cum spunea, s-a constituit și această comisie care va analiza oportunitățile și perspectivele care sunt pentru cele două complexe energetice. Și sperăm să se ia cele mai bune decizii pentru o funcționare în condiții bune a acestui complex energetic Hunedoara, care pentru noi, pentru Valea Jiului și atât pentru județul Hunedoara, înseamnă niște locuri de muncă, înseamnă faptul că industria aceasta în județ, care din păcate a avut de suferit de-a lungul timpului prin închiderea unor entități economice, poate să se dezvolte în continuare și dacă se reușește menținerea a cel puțin 4 mine
și după anul 2018, pentru că, după cum știm, este și un program de închidere a unor mine considerate neviabile, care intra pe program de închidere, conform și cu decizia Comisiei Europene, înseamnă că putem să fim un pic optimiști. Acum să luăm un pic, să ne și întoarcem în trecut, că va trebui cumva să discutăm și de anumite atacuri împotriva noastră până la urmă și a noastră ca lideri de sindicat, dar avem timp, o oră la dispoziție. Se mai poate compara în 2013 cu 1990, cu 1997, chiar 2000? Minerit și sindicat. Lucrurile s-au schimbat foarte mult și s-au schimbat și oamenii. Oamenii nu mai sunt mineri, nu mai sunt cei din 1990-1991. Nu vreau să credeți că îi blamez pe acei mineri. Erau oameni simpli, veniți de prin toată țara cu acțiune de pe vremea lui Ceaușescu pentru a lucra la exploatările minere din Valea Jiului. Eu acum sunt mult mai informat, au acces la internet, s-au schimbat mentalitățile acestora și încep să realizeze că cel mai important lucru este locul de muncă. În perioada anilor 90-91, din păcate, era și un vid legislativ pe fondul căruia a avut loc Și o stare de nemulțumire a întregii nații românești. Exact. Fiecare a crezut după Revoluție că, și eu am trecut prin acele momente, toți am crezut că undeva într-un sac sunt o grămadă de bani, Ceaușescu nu vrea să ne dea. Să cheltuim, să bem și noi Coca-Cola, să ne luăm televizoare. Bun, deci nu are rost să ne ascundem după degete, că vezi, Doamne, visam noi atunci a Curte Constituțională, alte lucruri. Toată lumea a vrut să trăiască, probabil, cum vedeau pe diverse filme și asta vreau să fiu, să spun așa, mai liber, nu neapărat, vezi, Doamne, tot felul de chestii din astea de altă natură. Da, așa este, din păcate, imediat după Revoluție, prin anii 90-91, și datorită acestui vid legislativ și modul în care am înțeles fiecare democrație, a fost o perioadă, să zic, de degringoladă și în ce privește luarea unor decizii politice și pe fondul acestora s-au produs și acele evenimente numite mineriade. Apropo, azi este 26 septembrie 1991, cădea guvernul Petre Roman, după câte mi-amintesc. Adevărat, acum poate, dacă tu m-ați provocat puțin, eu spun sincer, eu ca simplu cetățean, nu vorbesc acum ca lider de sindicat și ca lucrător la exploatarea minieră Lonea, unde, acum și pentru informarea noastră și a tăi spectatorilor, tatăl meu a fost șef de brigadă, a făcut armata aici în Valea Jiului și a lucrat la exploatarea minieră Lonea și ne-am stabilit aici cu familia. Mama mea, fiertați amândoi, tot la mina Lonea a lucrat, eu la fel, fratele meu Miron și sora mea actualmente lucrează tot la mina Lonea. Tată în fiu, să zic așa, lucrăm în minerit și suntem legați de exploatarea cărbunei de aici din vale și eu vreau să spun că, așa ca simplu cetățean, aștept momentul în care nu o să mai discutăm despre aceste mineriade. Am foarte multe să vă spun și cred că nu le permite timpul, da. Dar în fiecare scopul întrebării și scopul emisiunii nu are nicio legătură cu, probabil, exact cum spuneați, dacă e să discutăm despre mineriade, nu ne ajunge șapte emisiuni. Dar vreau să fac, scuzați, domnul Adrian Juh, vreau să fac o paranteză. De multe ori am fost asociat cu acțiunile fratelui meu, Miron Cozma, pentru care eu am nu numai respectul de frate, dar am respectul ca lider de sindicat. Pentru că noi trebuie să-l privim pe Miron prin prisma liderului de sindicat, nu neapărat a omului Miron Cozma, pentru că toți mai suntem supuși greșelii. Dar haideți să ne amintim că totuși pe vremea când el conducea mișcarea sindicală din Valea Jiului, era bine pentru mine. Aveam salarii printre primele trei salarii din România în perioada respectivă. Deci, în afara acestor aspecte, de care, repet, iar ar fi mult de discutat, în ce perioade, mă rog, s-au putut mări salariile, în ce perioade sau minerii au reușit să obțină anumite avantaje, dar peste toate avem cel puțin datoria și nici noastră nu puteți să anulați că sunteți lideri de sindicat, cum nici eu nu pot.
Avem respectul față de ei că au făcut fratele, nu, mă rog, eu nu vreau să fac acum apologia lui Miron, dar a făcut 10 ani de pușcărie pentru activități sindicale, atenție, noi nu vorbim, de, fost condamnat, noi nu vorbim de ce a fost de altă activitate. Dacă era condamnat, să spun, pentru activități din afară, că, vezi, Doamne, a dat cu mașina peste cineva sau mai știu ce alte chestii, e discutare. Dar aici e vorba de 10 ani de pușcărie. Trebuie să nu uităm o clipă pe Ionel Ciontu, care a murit săracul meu sărăt în pușcărie, tot pentru activități sindicale. Și mi-amintesc și acum și o să o spun de câte ori am ocazia când a fost nevoie să-l îngropăm. Chiar colegi de la mine, Livezeni, au făcut scandal că vezi, Doamne, de ce sindicatul a finanțat, într-o mică măsură, atenție, acea înmormântare. Să nu uităm pe Lois Dorin Săracu, care și el a făcut ani de pușcărie și acum și bolnav și... Da, apropo că amintiți foarte bine, faceți că amintiți și... Nu, vreau să spun un lucru, da? Și mă scuzați că asta... Da. Au făcut pușcărie pentru activitatea sindicală. Exact. Bun? Deci ei n-au făcut, dacă... Deci nu au fost infractori de drept comun. Da, corect. Deci asta vreau să scot în evidență. În rest, orice discuție cred că este inutilă. Și tot pentru informarea telespectatorilor, nu știu dacă s-a mai dat această informație, e posibil ea să fi fost pusă cu alte ocazii, dar să știți că acestor lideri, lui Miron și lui, nu știu acum dacă și lui Lois, dar la început și domnului Dorin Lois, îi se reținește bani din pensie. În urma prejudiciilor... Și domnului Lois, da. Uite, bine că am deschis subiectul ăsta. Acum nu știu exact cât la domnul Lois, chiar îmi pare rău că nu știu. Da. Dacă domnul Lois poate să și ne urmărește, să-mi dea un bip pe telefon, îl vom suna noi, dar cu siguranță știu că li se reține cel puțin jumate din pensie pentru daunele de la în urma grevelor. Da, da. Fratele meu se reține 10 milioane lunar. Da. În urma mineriadelor. Prejudiciile de atunci, din timpul acelor mineriadelor. Bine, că cu asta s-a ales Miron, cu 10 ani de pușcărie și cu 10 milioane reținut din lună, pensie. Dar impropriu zis că pentru mineriade, fiindcă nu pentru mineriade, lor li se reține pentru că greva a fost declarată ilegală. Exact. Așa, da, și în urma procesului a trebuit să plătească pagube. aceste paguri. Da. Deci, cu alte cuvinte, bun, acum, repet, să nu intrăm în lumea de atunci, că ar fi emisiuni întregi de discutat și cred că tot n-am putea să cuprindem. Ce pot să spun așa ca idee, de exemplu, în afara lui Miron Cozma, s-au făcut mici mineriade, ca să le spun așa, sau nici nu știu cum să mă exprim. De exemplu, noi la Livezeni, când am stat vreo două zile și l-am avut acolo... ca să spunem așa, impropriu spus, sechestrat. Să zicem că l-am ținut să colaborăm cu el pe un director din minister, atunci nu era, nu Cozma, da, a fost inițiator. Nu era Miron inițiator, este adevărat. Da, deci cum să, sunt niște lucruri de... care trebuie să le și analizăm la rece. Nu are rost să privim lucrurile numai brusc, așa și într-o anumită latură. Da, bineînțeles. Munca minerului, nu spun o noutate, este foarte grea. Și minerul atunci când simte locul de muncă în pericol sau pâinea lui, pe cum știm, de obicei în familie de vale și în familie de mineri, lucrează doar o persoană care e întreținător de familie și de obicei sunt cam 2-3 copii și nu poți să știi ce reacție are când subsistența lui, să zic, este în pericol. Din păcate, acum, ca să facem o trecere, aceste lucruri, mă rog, sunt istorie, ele vor fi consemnate la momentul potrivit, poate cu obiectivitate sau nu. Ajungând mai încoace și venind spre vremurile mai recente, să zic așa, ce este rău că s-a întâmplat între timp, pe vremea lui Miron nu era posibil acest lucru, este scindarea mișcării sindicale. Acesta este, după părerea mea, unul dintre cele mai rele lucruri care s-au întâmplat pentru sindicalismul din Valea Jiului și pentru unitatea aceasta și solidaritatea minerească, care este foarte, foarte bine cunoscută și, din păcate, acest lucru ne face
să fim dezbinați și să nu avem o singură voce puternică de unitate și un punct de vedere care să fie auzit acolo la factorii guvernamentali care ne pot sprijini în funcționarea acestui complex energetic. Că revenim la el. Bun, acum pe tot ați deschis subiectul despre scinderea mișcării sindicale. Trebuie să spunem că fără să învinuim pe nimeni, a pornit tot de la un apropiat al lui Miron din acea vreme, că așa se întâmplă de obicei în România, nu neapărat în Valea Jiului, dar una peste alta, ca să mai trecem acum în analiză cine, ce, cum și în ce mod a acționat, iarăși ne-a luat timp, dar avem totuși, cred, o datorie, noi, cel puțin care avem o anumită vechime în mișcarea asta sindicală, să o facem în așa fel încât să fie puternic. Adică, cred că ar fi un motiv pentru noi, adică un live motiv pentru viitorul mișcării sindicale. Nu credeți că ar fi indicat ca noi cei care avem totuși o vechime să reușim, că și noi vom părăsi mișcarea asta, că va fi un an, doi, nu se știe, dar o vom părăsi cu siguranță, nu peste mult timp, va trebui să lăsăm un sindicat puternic în Valea Jiului. Da, aveți perfectă dreptate. Acum, o să spun că la nivel declarativ dumneavoastră sunteți om de presă, moderator aici la Televiziunea Capital TV și aveți o foarte mare experiență și în cadrul mișcării sindicale, chiar mai veche decât mine, să zic așa, am venit mai recent, adică după dumneavoastră, prin anul 2004. Dar la nivel declarativ revin toți liderii și noastră ca om de presă, dacă i-ați întreba, ați face un sondaj printre liderii sindicali din Valea Jiului, ar spune că ar vrea unificarea mișcării sindicale. Haideți să vedem de ce nu se fac pași în sensul ăsta. Noi, un grup din cadrul Sindicatului Muntele, am pornit o astfel de demers, un grup majoritar foarte important. Am participat acum două zile, pe data 24, la o întâlnire, deci este prima de când este constituit acest complex energetic Hunedoara, care niște reprezentanți sindicali s-au pus la masă și din partea diviziei miniere și din partea diviziei energetice din cadrul complexului energetic Hunedoara pentru a pune bazele și a începe discuțiile în vederea unei eventuale unificări a mișcării sindicale din cadrul complexului energetic Hunedoara. Deci a fost un prim pas care eu zic că este foarte important și numai pentru faptul că s-au legat niște punți de comunicare, foarte important. De la Sindicatul Muntele au fost reprezentate 4 exploatări minere. Din păcate, n-au reușit să vină chiar toți colegii. Vreau să vă spun că de la Lonea am participat eu, departamentul de la Lonea are un număr de aproape 900 de membri de sindicat. De la Livezeni, dumneavoastră, de la Mina Livezeni, de la Vulcan, domnul președinte Ciubotaru și de la Lupeni, domnul președinte Silvășan. Din păcate, domnul președinte Câmpian Darus de la Lupeni nu a putut să vină, nu am putut să-l contactăm, au fost ceva probleme și nu a reușit să-l anunțăm în timp util, dar și-a exprimat punctul de vedere că ar fi participat la această întâlnire și chiar este de acord cu încercarea noastră de a unifica mișcarea sindicală în cadrul complexului energetic Hunedoara. Acum o să vă spun din partea cealaltă de la divizia energetică și colegii care sunt afiliați la Federația Energetică de la Blocul Național Sindical, cine a participat, începând cu sindicatul de la Mintia, de la Termocentrala Mintia, domnul Ticula Ionel și domnul Neamț Iordan, președintele și colegul lui, care am înțeles că e vicepreședinte. Vicepreședinte, da. Așa. De la Termocentrala Paroșeni, acolo sunt două sindicate, domnul Modrea și domnul Birău. După aceea, de la sindicatul EPCVJ Calu Tăion, de la Livezeni, Sindicatul Libertatea 2008, Sandu Daniel.
și a exprimat regretul că nu a putut să fie prezent și domnul Vamoș. Și după câte vă informam și informam și telespectatorii dumneavoastră, și domnul Câmpian Darus ar fi vrut să participe, dar au fost ceva probleme, să zic, de comunicare. Nu a putut să ajungă în timp util. Deci s-au pus, să zic așa, bazele unor discuții în ce privește unificarea mișcării sindicale. Este un prim pas care noi considerăm că este foarte important. Trebuie să și spunem că, practic, în cadrul complexului energetic Unedoara, că despre el este vorba, sunt 7.068, dacă nu mă înșel, de angajați. 7.068. Da? Care sunt sindicalizați după cum urmează, 3.600 înspre sindicatul Muntele și restul sunt împărțiți în mai multe organizații sindicale. Ideea este de bază care ne-a determinat să facem acest lucru, este că reprezentativitatea, indiferent dacă o obține sau nu sindicatul Muntele, va fi tot timpul o luptă, poate fără sfârșit, în care cineva va încerca să mai ia 10 membri dintr-un loc, să-i mute în alt loc și la un moment dat această luptă până la urmă nu este benefică pentru mișcarea sindicală. Doi, nici administrația nu cred că își dorește să lucreze cu 7 formațiuni împărțite în 7 feluri. Și atunci ideea este că la nivelul complexului energetic Unedoara, din cei 7.000 de angajați, ar fi foarte indicat, în opinia noastră, celor care am participat și, repet, a mai multor colegi, să înființăm sau, mă rog, să constituim un singur sindicat care să cuprindă 6 sau 7.000 de membri. Nu cred că greșesc, asta a fost până la urmă. Da, așa este. Din cei 7.068 de salariați, având în vedere faptul că și-a exprimat dorința de a participa și la următoarea întâlnire, care deja s-a stabilit că va fi pe data de 1 octombrie, dacă luăm în considerare și pe domnul Câmpian Darius, care, repet, și dumnealui ar fi vrut să vină alături de noi, asta înseamnă că împreună reprezentăm peste 6.000 de membri de sindicat. Și ușa rămâne deschisă pentru toată lumea. Trecând peste anumite animozități, să zic așa, exact lucrurile astea s-au discutat de la început. Este necesar, dacă dorim să găsim o variantă de comun acord pentru realizarea acestui deziderat, este foarte important să facem niște concesii și de o parte și de alta. Protocolul, dacă mi-l puteți da să-l arăt camerei de la vedere. Deci o să vedeți despre protocolul ăsta este vorba. În afara semnăturilor o să vă citesc. Spune că cei care am fost acolo își propun apărarea drepturilor angajaților complexului energetic Unedoara, așa cum sunt prevăzute în contractele colective de muncă. De ce? E vorba de două contracte, unul pe parte de divizie minieră și unul pe partea energetică. Așa funcționăm acum în urma fuziunii prin absorție. Doi, era vorba de unificarea mișcării sindicale. Iar în acest scop, reprezentanții sindicale au fost de acord ca discuțiile să fie reluate în data de 1.10.2013 și totodată următorii reprezentanți sindicali sunt de acord cu începerea discuțiilor referitoare la negocierea unui nou CCM la nivelul complexului energetic Unedoara. Bun, din acest protocol nu cred că reiese nimic din ceea ce scrie o parte a presei astăzi, deci puteți să-l citiți. Eu o să încerc să-l afișez și pe pagina de Facebook a acestei emisiuni Valajul în Univers. Ideea de bază este următoarea. Este nevoie de un contract colectiv de muncă. O să vă rog să explicați de ce este nevoie de un contract colectiv de muncă la nivel de ce. Sunt o grămadă de lucruri care încă diferă între parte minieră, parte energetică și așa cum se exprima părerea cei care conduc acest complex, spuneau că vor să readucă toate pe un făgaș normal. Da, bineînțeles, la ora actuală sunt două contracte colective de muncă, așa cum spuneați, unul pe partea diviziei minere, pe partea minieră și unul pe divizia energetică. Ele sunt valabile, cel al energeticienilor, parcă până prin 1 aprilie, dacă nu mă înșel, anul viitor, da? Și al nostru, pe partea minieră, este valabil până pe 10 iunie. Nu știm când administrația este poziționată cheme, nu, poate nu neapărat să semnăm un contract colectiv de muncă, cu toate că în perspectivă se va întâmpla și acest lucru și având în vedere această perspectivă, va trebui cu siguranță să armonizăm
unele drepturi și facilități, unele articole din contractele noastre colective de muncă, așa încât să fie unul singur prin care încercarea noastră și provocarea care ne așteaptă este ca oamenii noștri să nu aibă de pierdut. Plus de asta, acum trebuie spuse la punct niște lucruri legate de salarizare, de normare, exact, etc. Da. Și acum este necesară, practic, o comunicare cu, cu administrația. Este foarte important ce ați precizat dumneavoastră, pentru că la ora actuală sunt două sisteme de salarizare diferite. Un lucru foarte, foarte important. Și pentru asta este nevoie de un partener de dialog social cu o largă majoritate, pentru că diferă foarte mult salarizarea din cadrul sistemului nostru a diviziei miniere cu divizia energetică. Și aceste lucruri trebuie puse de acord. Bun. Fără să nominalizăm și fără să intrăm prea mult în subiect, de cât timp nu am mai fost noi, cei de la Sindicatul Muntele, invitați la niciun fel de discuție oficială cu cei care conduc complexul energetic Hunedoara sau cu, nu mai vorbim de minister? Da, din păcate am constatat și acest lucru. Poate să fie îngrijorător, pentru că izolarea asta noastră a mișcării sindicale are niște cauze în care eu nu aș vrea să intru. Nu, deci nu, fără să... Dar nu, da, nu este benefică. Guvernul a demonstrat că poate să ia decizii politice și, așa cum discutam, a și luat în favoarea complexului energetic Hunedoara. Trebuie și noi, sindicaliștii, să fim acolo prezenți când se iau aceste decizii politice. Este un lucru foarte important și, repet, această izolare a noastră nu este benefică. Nu am mai fost de foarte multă vreme la minister să batem pe la ușile guvernanților. Sunt multe probleme care trebuie aduse în atenția lor și pentru aceasta este nevoie de un partener de dialog social credibil și de o largă majoritate în cadrul acestui complex energetic Hunedoara. Bun, acum, de exemplu, liderul Tiberiu Cosma, la ce concesie este dispus să facă? Adică ce concesie este dispus să facă pentru ca în cadrul complexului energetic Hunedoara să fie un sindicat mare și puternic? Domnule Adrian Jurca, să fac tot felul de speculații. N-aș vrea să fac referire la niciun ziar din niciun cotidian, să zic, care apare în Valea Jiului, presa locală sau niște. Dar ce se întâmplă? Văzând cineva din exterior zbaterile noastre în mișcarea asta sindicală, este tentat să creadă că ne batem pentru ciolan sau mă știu pentru ce avantaje. Noi, actual, în Sindicatul Muntele nu avem chiar niciun fel de avantaj. De acolo nu se ia niciun fel de indemnizație sau mă știu, bani pentru benzină, așa mai departe. Avem doar probleme. Sunt zbaterile noastre, fiecare dintre noi în funcție de capacitatea pe care o are și de strategiile, mă rog, pe care le crede că sunt cele mai bune pentru această mișcare sindicală, ne bate în cap acolo împreună să găsim cele mai bune soluții pentru niște deziderate care ar trebui nu să fie criticate, ci dimpotrivă ar trebui să fie încurajate. Și mă refer aici la unificarea mișcării sindicale. Deci, când vorbeați de concesii, sunt posibile concesii și mă privește pe mine ca lider sindical să fac tot felul de speculații că aș dori să preiau conducerea unei astfel de mișcări sindicale. Nu este adevărat acest lucru. Deci nu mă preocupă în mod special acest lucru. Mă preocupă să ajungem la o soluție care să fie de ambele părți agreată. Asta e cel mai important lucru. Și să ajungem la o finalitate. Eu sper ca să ajungem la această finalitate cât mai repede posibil. Nu este important cine este numărul 1. Cineva trebuie să-și asume adevărat și această responsabilitate de a conduce o astfel de mișcare. Că ea se va realiza această unificare sau nu, timpul să dovedească acest lucru.
Dar s-au făcut multe speculații. Nu mi-am făcut un scop din a accesa la anumită funcție nici în cadrul... Din contră trebuie să spunem că cu cât numărul ăsta de membri crește, este posibil în mare asta de oameni, dacă să zicem să reușim 7.000 ar fi ceva ideal, în mare asta de 7.000 de oameni, chiar și dumneavoastră, Tiberiu Cosma, chiar și eu jur că de aia să ne pierdem. Este posibil să apară altcineva și... Dumneavoastră ați participat la discuții și colegii din Sindicatul Muncitorilor, domnul Cibotaru, domnul Silvășan. Nu s-a discutat niciun moment cine va conduce această mișcare sindicală. Nu s-a discutat despre așa ceva. Nici nu s-a pus problema. Ceea ce denotă că nu ăsta este scopul nostru, al meu, al dumneavoastră sau al colegilor, al celorlalți colegi, ca să ajungem să conducem astfel de mișcare. Scopul declarat și parafat în acest protocol este de unificarea mișcării sindicale. Da, asta este un leitmotiv și exact cum spuneam, toată lumea spune de unificare, dar mă rog, când e vorba chiar să facem anumite concesii, cam toți mai găsesc așa, adică nu toți. Uite, ne-am găsit câțiva, vreo 4.000 și ceva, totuși ne-am găsit, să spunem, care vrem acest lucru. Dar, mă rog, ați îmbrățișat ideea până la urmă, să spun, într-un viitor relativ apropiat, să se facă un referendum la nivel de complex energetic. Adică fiecare angajat, care este membru, indiferent cărui sindicat, să spună el simplu, este de acord cu o mișcare sindicală unică la nivelul complexului sau nu? Ce ziceți, ar fi o soluție foarte, să spunem, apropiată de oameni? Da, bineînțeles. Noi liderii avem mandat din partea oamenilor să-i reprezentăm, de asta am fost aleși. Dar când se iau decizii importante, trebuie să-i consultăm. Și vă spun, dacă s-ar face acest lucru, părerea mea, chiar ar fi o soluție să încercăm un astfel de referendum la nivel de complex. Sunt sigur că majoritatea covârșitoare a membrilor noștri de sindicat pe care îi reprezentăm ar dori să întâmple acest lucru. Dar e posibil pe unii să-i deranjeze, că am văzut unele reacții care nu ne sunt favorabile, să zic așa. Normal că deranjează când se înfiripă, să zic, o astfel de uniune sindicală care să cuprindă majoritatea. Dacă discutăm deocamdată de 6.000 din 7.000, unii au pus așa 80, o cifră. Aia înseamnă peste 80%. Peste 80% înseamnă. Este un lucru mare. Și înseamnă un sindicat puternic care să cuprindă și mineri și energeticieni, deci de o parte și de alta, este un lucru important. Va fi o uniune sindicală puternică și care va fi o voce și pentru deciziile importante care urmează. Da, paradoxul este că, legat de această intenție de unificare a mișcării sindicale, ați primit, cum să spun eu, contre din partea administrației, care, mă rog, ar fi fost prima care ar fi trebuit să reacționeze. Eu cel puțin nu am primit nicio contră. Dar, culmea, avem contre din partea liderilor de sindicat. Cum vă explicați asta? Da. Nu ca o administrație. Bun, de exemplu, domnul Andronache sau directorul nostru Zanfir sau al meu Vârchi, nu? Ar fi spus, bă, nu prea sunt de acord, nu prea îmi convine mie unitatea. Ar trebui măcinați 7.000 de sindicate. Ați primit vreo contră din partea administrației. Ce se întâmplă? Deocamdată, nu, timpul a fost destul de scurt. Dar să știi că, părerea mea, că ridică un semn de întrebare și administrației faptul că noi ne-am pus toți la masă și vrem să facem această unificare. Normal, administrația ar trebui să fie interesată să fim cât mai dezbinați. Dezbină și cu celește. Da. Și până la urmă, acum și faptul că suntem așa de divizați, datorează diferitor implicații, poate și din exterior, poate și a politicului, poate și datorită unor interese personale, unor lideri de sindicat sau unor grupuri. Faptul că noi vrem să facem această unificare, normal că trebuie să dea de gândit și administrației. Ei ar prefera să fie o mișcare sindicală divizată. Dar noi nu putem să stăm deoparte și să lăsăm lucrurile de maniera asta și trebuie să facem această încercare. Bun, e o datoria noastră până la urmă să încercăm, că nu putem să abandonăm această idee. Acum, ca să o luăm încet să încercăm să și demontăm anumite lucruri, că din nefericire, asta o spun în noi personal, n-am discutat-o încă cu dumneavoastră,
Dacă se vor face alegeri la Organizația Muntele, mă rog, eu încă sunt sceptic că se vor face aceste alegeri, dar vreau să spun că cineva trebuie să înțeleagă că aceste campanii nu se ducă la partide, deoarece la partide, după ce unii câștigă puterea, se instalează, își fac guvernul, dar la sindicat, atenție, să îi avertizăm așa omenește pe toți colegii care vor candida, va trebui de-a doua zi să ne așezăm din nou la masă și să vedem ce avem de făcut. Deci, nu cred că, nu știu dacă sunteți de acord cu mine, credeți că e firesc să-ți arunce tot felul de bazaconii așa în presă legată de alți colegi acum, dacă, mă rog, e o campanie, să-i spunem până la urmă. Nu știu cât e de firească o campanie de alegeri. Da, se simt deja faptul că tensiunile acestea în cadrul, să zic, organului de conducere al sindicatului Muntele au început să fie date și făcute unele publice. Noi știm mai multe lucruri, dar mi-am propus astăzi să nu discutăm despre persoane, dar, din păcate, eu de când sunt în mișcarea sindicală, nu țin minte și nu am fost supus, să zic așa, unor bombardamente, până acum, în ultima perioadă, chiar din partea unor colegi. Ceea ce mă surprinde foarte tare. Asta nu face decât, știi ce se întâmplă? Să pare așa, cum spuneam, din exterior, că noi ne batem pentru ceva, că avem ceva interese personale. Am putea foarte bine să lăsăm lucrurile așa, dar asta nu ne ajută. Faptul că încercăm să facem ceva pași în sensul unificării mișcării sindicale trebuie să coaguleze și să strângă rândurile între noi și să încercăm să formăm o echipă. Din păcate am constatat că în ultima perioadă nu s-a lucrat în echipă. Bun, unde? Hai ca să luăm așa de la un capăt. Pe vremea lui Mirom Cosma, ce vă mai amintiți? Sau pe vremea lui Savu care a urmat, ca să ne raportăm. Acum eu o părere personală, sper să nu deranjez pe nimeni. Ei sunt, cred eu, cei mai importanți lideri care au fost în Vale. Deci, perioada lor au fost niște rezultate importante. Mări de salarii, anumite lucruri. Trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Așa. De câte ori vă amintiți în perioada asta, sau hai să luăm cazul Cosma, cazul Condescu sau Ion Popescu, că sunt cei mai cunoscuți în Vale, de câte ori v-ați amintit ca ei să-și atace colegii în presă? Nu mi-am amintesc acest lucru și acest lucru nu se face. Nu se face pentru că, în primul rând, este denigrat chiar imaginea liderului de sindicat și a mișcării sindicale. Ca un paradox, de exemplu. Putem să fim suspectați de orice. De orice putem să fim. Că avem tot felul de interese, că apărăm interesele unor cercuri, mă rog... O să ajungem și la chestia asta. Se poate specula orice. Deci nu este benefic. Nu este posibil așa ceva. În accepțiunea mea, acest lucru, eu știu că nu s-a întâmplat. Nu mi-am amintit să fi întâmplat. Nu vorbesc de vremea lui Mirul. Mai încoace și pe vremea lui Savu sau mai știu în altă... De exemplu, la Condescu, la un moment dat, în Consiliul lui de Colegiului Director, erau oameni care, lideri de sindicat, care erau membri la România Mare, care erau, atenție, consilieri la anumite primării în zona. Erau la PDL, a fost senator PDL, de exemplu, Rușeț cu militarul Severin, nu? Care, da. De fapt, el a fost senator, deputat. Deputat. Au fost membrii PSD, au fost, atenție, dar nu s-au atacat niciodată. Am văzut în presă, bă, vezi, Doamne, că tu ești cu un partid sau tu ești cu alt partid sau cu alte chestii de genul ăsta. Dar atenție, eu nu am văzut la lideri importanți care îi cunoaștem în Vale. Deci Mirom Cosma, Savu, Condescu sau Ion Popescu, eu nu-mi amintesc vreodată să fi văzut atacuri împotriva colegilor. Nu, cu toate că și atunci, într-un cerc răstâns, în diferite ședințe, întâlniri pe care le aveau și, mă rog, și acum lucrurile așa ce puțin ar trebui să stea din acest punct de vedere. Ca în fiecare familie, să zic așa, mai există certuri, divergențe de opinii care trebuie să nască, mă rog, o idee comună până la urmă, care să fie îmbrățișată de echipă. Dar
totul până la a ieși publică, acest lucru părea mea că este de neconceput. Și noi, în cadrul Sindicatului Muntele, ca și la noi, în cadrul departamentelor pe care le conducem, mai sunt discuții contradictorii. Trebuie să mai cedăm, nu deține nimeni adevărul absolut, dar să ieși să ataci colegii în public, acest lucru... Ca să ajungem la un subiect așa mai interesant, chiar dacă știu, dar trebuie să afle telespectatorii, din ce comisii face parte Tiberiu Cosma la nivelul, sau mă rog, făcea parte, acum nu cred că mai e, la nivelul SNH și CNH. Erați nominalizat în niște comisii. Ce comisii? Am primit diferite sarcini pe care, mă rog, l-am acceptat din partea, mă rog, Sindicatului Muntele, până la urmă, din partea colegilor din birou executiv. Și am făcut și mai fac parte încă din comisia care se întrunește lunar în cadrul, acum în cadrul Complexului Energetic Hunedoara, pentru acordarea de ajutoare sociale. Există un grup de interese aici, de mafioți, care cum să spun, discută despre aceste ajutoare sociale care le au săraci oameni, unii pentru boli irecuperabile, alții pentru boli profesionale, alții pentru tot felul de necazuri. Da, din păcate, oamenii care vin să adresează aceste comisii, în care fac și o parte, au niște probleme foarte mari. Deci, boli grave, incurabile, sechele în urma unor accidente de muncă, chiar au nevoie de sprijin. Interesul este să-i ajutăm, pentru că unii au ajuns în această situație în urma unor accidente de muncă, unii, mă rog, datorită unor anumite cauze, ei cu toți au nevoie de ajutor. Interesul este al nostru, ca sindicaliști, să-i ajutăm. Bun, mai faceți parte din alte comisii? Din Comitetul de Sănătate și Securitate în Muncă, mă rog, am mai prins și alte sarcini să mă ocup și cu dosarele medicale din cadrul... Bun, deci una peste alta. Am prins diferite sarcini care chiar am fost plăcut, să zic, impresionat că am fost laudat, că m-am ocupat cu seriozitate, pentru că eu acum, trecând peste tot felul de discuții și animozități care pot să apară la un moment dat între noi, între unii dintre noi, dintre lideri în cadrul Sindicatului Muntele, dacă mă implic într-o treabă, chiar mă implic serios. Așa. Bun. În aceste comisii, repet, din care faceți parte, n-am auzit decât de comisii de sănătate, nu? Ajutoare sociale... Da, o perioadă... Scuze că am uitat, am fost în cadrul SNA și eram și în comisia care stabilea meniurile pentru cantină. Acum, în cadrul complexului, nu știu dacă s-a reluat, pentru că trebuia reluate niște dispoziții, nu știu dacă am fost trecut și în acea comisie. Deci eram la un moment dat în trei comisii. Bun. În comisiile astea, ce... Bun, nici mai are rost să discutăm, de exemplu, despre ajutoare sociale, ce influență ar putea avea. Nu pare cum ar veni răutăcioasă această chestie că, vezi, doamne, liderii de sindicat ar putea influența anumite lucruri de prin de afaceri, mă rog, mediul de afaceri din zona mineritului. Știu la ce faceți aluzia, o să vă răspund foarte tranșant. Aceste comisii, nu sunt foarte subtil și interesul este clar, era al membrilor de sindicat și nu am făcut decât să-i reprezint în aceste comisii în cel mai bun mod. Deci ei cu toți au fost ajutați care au apelat la aceste comisii sau acolo, în comisii în care am făcut parte, nu am făcut decât treaba ca sindicalist. Dar vreau să vă spun ceva. Eu nici n-aveam putere ca să influențez sau să zic anumite grupuri de interese care... Mă rog, ar putea să fie de afaceri sau politice sau așa mai departe, pentru că nici nu aveam funcție la Sindicatul Muntele, înțelegeți? Deci eu funcție la Sindicatul Muntele nu aveam. Acum de 2 săptămâni, după ce am ținut conferința pe data de 8 septembrie, acum că tot îmi amintesc de conferință... Chiar vă rog frumos să dezvoltați subiectul ăsta și ar fi bine să nu-l spun eu, dar acum e un paradox că o să ne modificăm puțin, vă transform într-un mic moderator, adică într-o anumită măsură. Să explicați oamenilor de ce, practic, eu mi-am depus mandatul, ca să nu zic eu, că zice lumea că,
Cine de fapt erau conducătorii reali pe hotărârile judecătorească ai sindicatului Muntele și ce s-a petrecut? Exact că e cel mai bine să spună cineva care nu a fost direct interesat. Am fost întrebat, sincer, de ce nu v-ați depus mandat? Păi nu l-aveați. Păi ce să depun, dar explicați mai bine. Da, să explic telespectatorilor exact ce s-a întâmplat. Deci nu fac decât să relatez realitatea existentă și legalitatea unor decizii care s-au luat în această conferință. Dar trebuie să fac la început o precizare. După multe zbateri a avut loc această conferință, care normal trebuia să aibă loc, că acest sindicat funcționează de vreo 2 ani jumate. Deci conferință trebuie organizată anual, conferințele ordinare, conform statutului Sindicatului Muntele. După ce au fost stabilite două termene de ținerea conferinței, pe 24 martie anul acesta și pe, dacă bine amintesc, pe 3 mai, prima duminică din mai, dacă mi-amintesc exact, termene care nu s-au respectat, în sfârșit s-a ținut conferința pe data de 8 septembrie. Este foarte bine că s-a ținut și atunci. Mă rog, n-aș vrea să mă opresc prea mult asupra deciziei pe care a luat-o domnul Adrian Jurca de a vă da demisia. Este una normală și perfect legală, pentru că o treabă executiv a fost de a provoca alegeri anticipate. Este o hotărâre a biroului executiv de la Sindicatul Muntele în acest sens, da? În situația în care se provoacă alegeri anticipate, deci nu sunt alegeri la termen, este normal ca toți membrii din biroul executiv care dețineau funcții să fie revocați din funcție. Gestul dumneavoastră a fost unul foarte normal. Din păcate n-a fost urmat. Dar cine era în biroul executiv, ca să și explicăm? Biroul executiv, la început au fost 5 persoane. Președintele Petre Nica, președintele executiv Laszlo Domokos, secretarul general Pavel Robert, Jurca Adrian, dumneavoastră, în calitate vicepreședinte, și cu Zamora Gabriel, deci ca vicepreședinte. Deci 5 persoane. După scindarea CNH și împărțirea în cele două entități, SNH și SNIM, Societatea de Închideri Mine, colegii au plecat spre SNIM și au dat demisia, mă rog, domnul Laszlo Domokos și-a dat demisia. Deci a rămas descompletat acest birou executiv, a rămas format din 4 persoane. Apropo, nici nu se puteau lua poate decizii, pentru că se putea ajunge la balotaj și situații, poate ceva, situații de criză, că trebuia votat ceva important, putea să fie un vot de 2-2. Deci 4 persoane în birou executiv au mai rămas. Dumneavoastră ați făcut un lucru normal, v-ați depus mandatul. Eu revin acum și fac din nou precizarea. Nu aveam niciun fel de funcție, pentru că nu eram înregistrat la judecătorie. Și nu aveam din ce funcție să-mi dau demisia. Normal, mă rog, am fost invitat să intru în prezidiu. Normal, trebuia în prezidiu să facă parte membrii din birou executiv. Care mai erau patru, probabil s-a sesizat pericolul că dumneavoastră s-a anunțat de mult că vă dați demisia și atunci mai rămânea acest prezidiu două persoane, că Pavel Robert nu ne-a onorat cu prezența, colegul nostru, sau nu a putut să participe, nu știu din ce motive, și atunci mai rămânea în prezidiu domnul Nica Petre și cu Zamora Gabriel. Da. Deci s-a întâmplat un lucru normal, care și acest gest trebuia să facă și alți colegi. Am ținut să fac precizarea asta, nu știu ce grupuri de interes, pentru că eu nici nu am niciun fel de influență, nici nu aveam cum să am, pentru că nu aveam nicio funcție la Sindicatul Muntele. De exemplu, eu o funcție la un departament care nu este sindicat. Sunt președinte la departamentul. Dar trebuie să și specificăm un lucru. Dintre liderii de sindicat, dumneavoastră ați participat vreodată la vreo licitație de, știu eu, de lemn, de utilaje, de mai știu ce alte chestii în cadrul companiei, a fost dumneavoastră, eu nu mi-amintesc, eu mai vechi că am dat în sindicat, dar nu mi-amintesc să mă fi chemat vreodată cineva la vreo licitație. Nu am participat niciodată la niciun fel de licitație în cadrul companiei. Și nici nu sunt în ceva comisii de recepții sau... Eu chiar consider că faptul că am fost inclus în aceste comisii, chiar nu fac treaba, sunt pentru sindicaliști aceste comisii, aceste 3 comisii. Să facem o diferență. Una e comisia pentru ajutoare sociale la săracii noștri membri de sindicat care sloviți,
sau, mă rog, accidentat și una sunt comisii, probabil, de recepție și da, unde se discută de aceeași achiziții. Deci, cu alte cuvinte, n-ați făcut niciodată parte. Nu, n-am făcut. Bun, acum, mai avem 5 minute, o să încercăm să discutăm foarte sincer și foarte bine, pentru telespectatori. Credeți că se vor face alegeri la Sindicatul Muncii? Eu am pus problema și în conferință, din păcate, eu am constatat să nu crea cineva că vorbesc acum cu oricare partizanată. Eu am constatat un lucru care mi s-a părut foarte real, să zic. S-a creat oarecare confuzie în cadrul conferinței și s-a luat o hotărâre, mă rog, printr-o mică manipulare, să zic așa. Trebuie să spun sincer că așa ce puțin mi s-au părut mie lucrurile că au stat atunci. Și conferința a luat o hotărâre influențată de această mică manipulare care s-a petrecut acolo, că se vor face alegeri după dobândirea reprezentativității Sindicatului Muntele. Eu, bineînțeles, a trebuit să am o reacție atunci, că nu puteam, măcar dreptul ăsta la opinie, îl aveam și l-am câștigat, să zic așa, după Revoluție încoace și mai ales la noi în mișcarea sindicală, măcar cu atât, să nu fim numai niște simpli cotizanți, să zic așa, să avem drept la opinie. Am avut o intervenție în conferință și am spus că nu mi se pare normal să se ia astfel de hotărâre. Pentru că este posibil să nu dobândim reprezentativitate. Și a pus întrebarea. Sau să se amâne și să tot tergiverseze. Nu se știe, pentru că am fost contestați în instanță. Și atunci, dacă, de exemplu, am pus această temă de discuție în conferință, nu se obține reprezentativitatea, se mai fac alegeri la Muntele. Deci am un mare semn de întrebare. Dacă se dorea să se facă alegeri, trebuia stabilit un termen precis. Eu nu țin minte în istoria sindicalismului să întâmple să iau astfel de decizie către o conferință. Se stabilește clar data alegerilor. Nu că să stăm să vedem, să se întâmple un eveniment și mai ales că nu ne putem substitui justiție. Ca și cum ne spune cu siguranță că vom obține reprezentativitate. Nu, aici sunt două variante. Să o dobândim sau să nu o dobândim reprezentativitate. Bun, până la urmă ne dorim să o dobândim. Ne dorim să sperăm cu toți, vom chiar. Și da. E un lucru important. Să admitem că vor fi aceste alegeri anticipate, atenție, deci trebuie să spunem că e vorba de alegeri anticipate, deci va fi un mandat de 2 ani, practic. Da, un mandat de până în 2 ani, pentru că sunt alegeri anticipate, deci actualul birou executiv nu și-a dus mandatul până la capăt. Acum, bineînțeles, că se pot face tot felul de speculații, de ce s-au provocat aceste alegeri. Președintele Nica Petre a venit din concediu și deci, să nu se creadă că nu vorbesc, nu că mă ferez de anumite afirmații, dar vreau doar să relatez exact ce realitatea. S-a întâmplat, realitatea. Bun. Deci a venit și prințele de apel, după cum știți, la Lone, la Vulcan, la Lupeni, a fost și a spus că se vor face alegeri cât de repede, la sfârșitul lui septembrie, începutul octombrie. Să vedem dacă se va și întâmpla acest lucru. Bun, sunt curios. Să admitem că se fac aceste alegeri. Există un statut, până la urmă, trecut de data asta prin judecătorie, deci care, mă rog, nu mai lasă prea multe lucruri de moduri de interpretare. Se va face probabil și un regulament. Veți candida? Vă spun sincer că în actuala conjunctură și văzând ce s-a întâmplat și văzând pe ce linie merge Sindicatul Muntele și izolarea la care am constatat că din păcate suntem cu toții aici în mișcarea asta sindicală Muntele, mă bate gândul să candidez. Și vă spun, tot la fel am făcut și când a fost ales prima dată lider sindical la Mina Lonea, cineva la un moment dat își asume niște responsabilități și niște provocări. Eu am stat, să zic așa, o perioadă deoparte. Nu facem bine. Cineva trebuie să se implice. Părerea mea că noi am luat într-o direcție greșită și acesta este motivul care mă determină să candidez dacă aceste alegeri vor avea loc. Bun. Să admitem că alegerile vor avea loc, ați spus că veți candida. Considerați că este firesc ca în interiorul unui sindicat să se facă o campanie, mă rog, nu știu ce ar însemna campania, dar este firesc să vă atacați colegii, o să procedați la acest mod, să vă atacați colegii public, care și ei vor candida. Să admitem că eu am spus-o și mi-e greu că
trebuie să și repet, nu este firesc să ne atacăm în presă unii pe alții. Dar veți recurge la acest mod de campanie? Nu-mi stă, să zic, în caracter. Am niște principii, mai bine să intrăm pe niște dezbateri, pe niște dezbateri de idei, de strategii cu privire la mișcarea sindicală, să încercăm demersuri de genul celor pe care împreună am încercat de unificarea mișcării sindicale. Acestea sunt lucruri pe care trebuie să le avem în vedere. Nu voi intra în niciun fel de polemică sau să ne atac colegii. Nu acestea sunt principiile mele. Bun, voi folosi alte mijloace. Eu nu pot decât să vă urez succes, cu siguranță o să vă mai invit în cadrul acestei emisiuni, o să mai avem emisiuni până atunci. Ce vreau să vă mai întreb, ca ultimă întrebare, vi se pare firesc ca sindicatul nostru, din care facem și noi parte, și dumneavoastră, Cosma, și eu, Jurca, și alți vreo 3.000 de oameni, să plătească lunar o sumă de bani către o publicație din Valea Jiului care rămâne în proașcă cu noroi de cel puțin 2 luni de zile? Mi se pare bizar că sunt lucruri pe care... Eu am participat la multe ședințe, dar acum, sunt decizii cu care nu am fost consultat, eu cel puțin. Nu știu cum s-au cheltuit sumele de bani de la Sindicatul Muntele. N-aș vrea să mă opresc prea mult asupra acestui aspect, dar cred că trebuia în multe lucruri să fim informați. În păcate, nu s-a întâmplat acest fapt. Suntem acolo echipă și trebuie să luăm decizii împreună. Corect. Domnule Cosma, ce să zic? Mersi mult, vă mulțumesc mult, noroc bun. Transmiteți un mesaj, vă rog, dacă portacilor și cel mai mult m-ar interesa un mesaj vis-a-vis de unitate. Că chestia asta de campanie și de cine conduceți mai mici, așa, mai subtile, mai, nu neapărat mai subtile, mai slăbuțe ca mesaj. Dar minerii trebuie să înțeleagă că vrem unitatea. Da, acest lucru este foarte important. Eu am avut chiar în cursul zilei de ieri o ședință cu Consiliul de Coordonare anunțul de la departamentul de la Lonea. Noi am făcut demersuri mai din timp de unificare și a mișcării sindicale la nivel de exploatare a mineră Lonea. Încă ele nu au avut succes, dar nu am renunțat la această idee și transmit un mesaj ortacilor să aibă încredere că acest demers al nostru nu este doar unul de imagine. Deci chiar ne dorim acest lucru, unificarea mișcării sindicale, chiar ne dorim să trecem peste orgolii, chiar ne dorim să ieșim din această izolare în care am constatat că suntem ca mișcare sindicală, pentru că ne așteaptă mari provocări, acest complex energetic Unedoara trebuie să funcționeze în condiții normale, iar membrii noștri de sindicat să li se respecte drepturile, prestem contractul colectiv de muncă și în perspectivă să negociem un contract colectiv de muncă cât de cât avantajos pentru membrii noștri de sindicat. O zi bună tuturor, noroc bun ortacilor. Ne revedem duminică seara ora 23 cu un alt fel de discurs, iar de luni încolo în cadrul Valea Jiului Univers vom invita și alți colegi. Atenție, astăzi am aflat pe surse, apoi chiar dânsul m-a sunat și mi-a spus în direct, Darius Câmpean de la Mina Lupeni a obținut din partea Consiliului Său de Coordonare mandat să candideze la aceste alegeri și cu siguranță îl vom avea în cadrul acestei emisiuni. O zi bună, noroc bun! Noroc bun!